De azi înainte, donațiile pentru cumințenia Pământului se pot face și prin SMS. Printr-un simplu mesaj la numărul 8833 puteți dona 2 euro pentru achiziționarea operei lui Constantin Brâncuș. Românii nu s-au înghesuit să doneze. Până acum s-au strâns doar 5% din cele 6 milioane de euro necesare. Acum avem ocazia să devenim stăpânii cumințenii Pământului, una dintre operele importante ale lui Constantin Brâncuș. Donați pentru cumințenia Pământului. Ea va deveni a voastră, a fiecăruia dintre voi și a mea. De astăzi se poate dona prin SMS pentru achiziția cumințeniei Pământului. Puteți trimite SMS cu textul Brâncuș la numărul 8833 și contribuiți cu 2 euro la campania națională de subscripție publică, a scris pe pagina de socializare ministrul culturii Corina Șuteu. Postarea este însoțită și de un desen sugestiv, prin care se accentuează faptul că dacă 3 milioane de oameni ar dona câte 2 euro, s-ar strânge suma necesară pentru achiziția capodoperei. Guvernul a alocat pentru achiziția sculpturii suma de 5 milioane de euro, iar diferența până la 11 milioane de euro, ofertă acceptată de proprietari, guvernul a lansat o campanie de donații. Până acum, românii nu s-au grăbit să doneze. În cadrul campaniei, până pe data de 15 iulie, s-au adunat puțin peste 300.000 de euro din cele 6 milioane necesare, sumă care trebuie strânsă până în toamnă. Mai multe vedete și personalități s-au alăturat campaniei Brâncuș e al meu. Andrei Pleșu, Nadia Comăneci sau Victor Rebenciuc sunt doar câțiva dintre ambasadorii campaniei și îi încurajează pe români să doneze. Nu e cazul să ezităm, ci să ne gândim că ar fi bine să ne onorăm pe noi înșine, onorându-l pe el. Ia-ți țara și valorile ei în proprietate. Brâncuș e al tău și al meu. Românii au la dispoziție mai multe modalități prin care pot face donații pentru achiziția operei. Prin SMS, prin intermediul site-ului brâncușialmeu.ro sau direct în conturile campaniei pentru achiziția operei, deschise pe numele Ministerului Culturii de către băncile comerciale. Prin intermediul celui mai mare retailer online, românii pot cumpăra virtual cumințenia Pământului, donând astfel sume cuprinse între 25 și 500 de lei pentru achiziția operei. Având în vedere că timpul rămas până la încheierea campaniei este foarte scurt, Ministerul Culturii a decis prin ordonanță de urgență să extindă modalitățile de colectare a fondurilor. Colectarea se va face și prin serviciile de mesagerie scurtă SMS, servicii tip teledon, donații online, licitații publice, cutii virtuale de donație și evenimente special organizate în acest scop, nu doar prin transfer bancar sau prin depunere de numerar în conturile dedicate colectei naționale deschise de Ministerul Culturii, se arată în comunicatul guvernului. Brâncuș nu este al nostru, Brâncuș este al meu. Eu am donat. Brâncuș e al tău, așa cum și țara asta e a ta. Donează, nu mai sta deoparte.